Când tâlhăream, mă simțeam atot puternic. Este declarația unui tânăr care a ajuns în închisoare după ce a jefuit mai multe benzinării și magazine în Cehia. Bună ziua, sunt Adriana Stoicescu și vă invit ca de fiecare dată să urmăriți condamnații. Veți cunoaște astăzi doi tineri cărora banii le-au luat mințile. Avea puțin peste 22 de ani când a jefuit pentru prima dată o benzinărie. Avea la el un pistol de jucărie și o eșarfă pe față, precum haiducii de altă dată. A furat pentru că își cheltuise toți banii din salariu pe băutură. Cine este acest tânăr și cum a ajuns în închisoare, aflați imediat. Tata îmi povestea, mă lua la masă și îmi spunea, îmi ținea morală odată la câteva zile să nu fac, să nu asta, dar chiar ce îmi zicea să nu fac, aia am făcut și asta îmi pare rău, nu știu, am așa un părere de rău că nu am ascultat. Așa descrie acest tânăr perioada când era liber și nu vroia să asculte sub nicio formă de sfaturile părinților. Își aduce aminte că era un adolescent rebel care nu accepta vreun sfat. Era în clasa 12-a de liceu când a fost arestat pentru tâlhărie, viol și alte fapte cu violență. Despre Andrei se poate scrie un roman, o carte despre tinerețe, inconștiență și neascultare, despre rebeliune și neputință, despre răsfăț și necunoaștere. Este un bărbat care are toate aturile pentru a fi cineva. Nu le-a valorificat însă niciodată. S-a complăcut într-o beție amețitoare a înșelăciunii. Are 22 de ani și este din Brașov. Este un tânăr care și-a petrecut cea mai frumoasă perioadă a vieții printre infractori, criminali și tot felul de violatori. Este vesel și trist, iubit și neiubit. De când se știe, și-a petrecut existența între contradicții discutabile. L-am întâlnit în închisoarea de la Colibaș. Avea 18 ani când a fost arestat pentru o serie de fapte comise la 15 ani. Cum e la închisoare? Păi, pot să spun că la început a fost puțin mai greu, dar acum am început să mă obișnuiesc, pot să zic, și să trec cu bine peste toate greutățile. Adică îmi pun în minte totul spre bine. Am ajuns spre sfârșit și mă gândesc că a fost o învățătură de minte și sper să trec peste toate problemele care le-am făcut și care le-am avut. Câți ani aveai când ai venit la închisoare? Păi când am venit am avut 17 ani și 11 luni. Cum a fost întâlnirea la vârsta aia cu închisoarea? Dură, pot să spun că când am intrat, nu eram obișnuit cu lumea de aici, cu obiceiurile de aici, cu până m-am integrat. A fost destul de dur, pot să spun. Care sunt obiceiurile aici? Păi, obiceiurile sunt mai multe. Trebuie să fii tare, să nu lași de la tine, să nu faci promisiuni și să nu te ții de cuvânt. Sunt mai multe obiceiuri aici. Cum a fost prima zi? Ți-o aduci aminte? Cum pot să spun? Prima zi a fost... nu știu să vă descriu așa... puțin speriat. Încercam să nu arăt asta. A fost... nu știu cum să spun. Nu m-am simțit bine, dar... nici rău, nu pot să zic. Nu știam ce să cred, nu știam ce să cred despre oameni, să le spun despre mine, să nu le spun, să... nu știam ce să cred la început. M-am speriat, într-adevăr, puțin când am ajuns, dar am trecut peste. Știai ceva despre închisoare? Despre închisoare, mare lucru, nu știam. Ce am văzut pe la televizor, dar s-a dovedit că nu e așa. Prin filme, majoritatea ce am văzut. S-a dovedit că nu este chiar așa cum este la televizor. Dar ce ai făcut de ai ajuns aici? Am fost condamnat la o pedeapsă de 9 ani pentru mai multe fapte cu violență, dintre care tâlhării, loviri și alte violențe.
Am primit o pedeapsă de 5 ani, un spor de contopire de 4 ani și am ajuns la 9 ani. Dar de ce ai făcut aceste infracțiuni? Îți lipsea ceva? Făceai parte dintr-un anume anturaj? Ce s-a întâmplat? Nu îmi lipsea nimic, pur și simplu. Eram într-un anturaj care asta se făcea și simțeam nevoia de tot mai mulți bani. Și pur și simplu, au venit de la sine. Aveam 15 ani când am făcut faptele. Pericolul și banii i-au luat mințile acestui tânăr. După cum l-ați auzit, avea 15 ani când a intrat în lumea fără de scăpare, a drogurilor și a anturajelor libertine. Credea pe atunci că o să schimbe lumea cu ajutorul narcoticelor și a unei independențe prost înțelese. Andrei Lupu este un tânăr al cărui viitor promitea, atrăgător și cu o inteligență nativă unică. A vrut doar să aibă bani și libertate. N-a fost să fie așa. A făcut până acum aproape 5 ani de închisoare. A primit o condamnare de 9 ani de detenție. Dar pentru ce aveai tu nevoie de bani mulți la 15 ani? Păi jucam la aparate, mai multe. Ruletă, droguri. Te-ai drogat? Da. Cu ce? Etnobotanice, cocaină. Cum ai cunoscut drogurile? Cum am cunoscut? Pur și simplu, am intrat într-un anturaj, am fost la cineva într-o noapte și am văzut că era un grup de mai multe persoane, se drogau. Am spus să-mi dea și mie o linie, trăgeau pe nas și de acolo a început tot. Ai fost dependent de droguri? Nu. Nu dependent. Mi-au plăcut, de ce să spun că nu, dar nu dependent. Deci nu la modul să-mi vând lucrurile sau să... că nu am, să nu... Că nu mai aveam, intram așa puțin în sevraj, dar nu, nu eram dependent, să zic. Dar de ce spui că ți-a plăcut? Ce îți plăcea ție la droguri? Euforia care mi-o dădea și, nu știu, mă distram, era cumva. Plăcea. Părinții tăi știau ce faci? Nu. Cum au aflat? Au aflat când am ajuns pe la poliție, când am avut o perioadă de 3 luni în care s-au întâmplat toate faptele. Și atunci s-a aflat ce am făcut, am fost la poliție, m-am judecat în libertate 2 ani de zile și am fost arestat. Ți-au reproșat ceva părinții? Mi-au reproșat... Nu știu, mi-au ținut așa o morală, o... nu mi-au reproșat. Tata îmi povestea, mă lua la masă și îmi spunea, îmi ținea morală odată la câteva zile să nu fac, să nu asta, dar chiar ce îmi zicea să nu fac, aia am făcut și asta îmi pare rău, nu știu, am așa un părere de rău că nu am ascultat. E singur la părinți? Că nu, mai am un frate, mai mare, cu 3 ani. Fratele tău ce a spus? Fratele meu și el a fost dezamăgit puțin de mine pentru că el era în alt anturaj, el era, muncea, își câștiga banii singur de la 16-17 ani și a fost așa puțin dezamăgit că am ajuns într-un anturaj care m-a făcut să ajung aici, dar acum așteaptă afară și speră să muncim împreună să facem ceva. Andrei a venit în lumea condamnaților cu visuri sparte și ambiții ucise, cu dorința de a da trecutul la o parte. Își dorește ca toți cei care îi ascultă povestea să nu îl definească prin trecutul său. Povestea venirii lui la închisoare trebuie auzită și trase concluziile corespunzătoare. Incidentul este cel al miilor de tineri care aleg o independență rebelă și plină de revoltă. Tu ai să le reproșești ceva părinților? Crezi că, nu știu, ți-a lipsit ceva acasă, ceva din atitudinea lor te-a făcut pe tine să... N-am să le reproșez, chiar să le mulțumesc că au fost alături de mine și m-au căutat și mă caută în continuare și mă susțin financiar și în toate posibilitățile care le au ei, mă ajută și sunt alături de mine și speră că o să fie bine. La școală ai fost? Câte școală ai? Am fost la școală, eram în clasa 12-a când m-a arestat. Cu colegii. Ce fel de om ești tu? Cum te descrie? Cum pot să zic? Un om simplu. Nu știu, așa țin să cred acum.
Afară eram altfel. Acum m-am schimbat, m-am maturizat, mi-am dat seama că mintea mea de copil care o aveam și țin să cred că m-am schimbat. Cum erai când ai intrat la închisoare și cum ești acum? Păi când eram la închisoare nu țineam, când înainte să intru nu țineam cont de nimic și nu îmi părea rău de ce fac și nu mă gândeam la consecințe, pur și simplu. Mă gândeam că sunt minor, că nu are ce să-mi facă nimeni și vedeam viața colt. Okay. Acum, de exemplu, mă gândesc de 10 ori să fac ceva și pun totul cap la cap să fie bine și să fac. Și m-am schimbat, mi-am schimbat mentalitatea, nu mai mă gândesc la prostii. La... Cum trebuie să te comporți aici ca să, nu știu, să ai o viață liniștită? Păi să nu lași de la tine și să... Nu știu, să... Îți vezi de pedeapsa ta, de patul tău, de lucrurile tale, să nu faci împrumuturi, să nu intri la jocuri de noroc, să nu... Sunt mai multe chestii care... Aici te poți împrumuta? Ce poți împrumuta aici? Pe aici țigările sunt banii. Țigările și cafeaua. Și, sigur, poți să iei țigări. De aici se creează conflicte. Nu înapoiezi țigările. Cu ce te-ai obișnuit cel mai greu aici? Sau te-ai obișnuit cu închisoarea? Nu m-am obișnuit. M-am integrat în mediul ăsta ca să pot să trec peste. Asta vreau să spun. Nu m-am obișnuit și nu vreau să mă obișnuiesc. Și... Nu știu. Cu asta, lipsa de să-mi văd familia, să stau cu prietena mea, să... Vorbesc cu fratele meu, nu știu, asta mi-este cel mai greu, că nu mă văd cu familia, că sunt departe. Andrei Lupu se descrie ca fiind un tânăr ambițios pe care părinții nu au reușit să-l țină în frâu. Nu i-a lipsit niciodată nimic și a asumat faptele. Îi este rușine de ceea ce a făcut și nu ascunde acest lucru. A vrut să-și facă povestea cunoscută pentru ca toți cei care vor să învețe să vadă ce înseamnă adolescența plină de neascultare și necunoaștere. Este un bărbat inteligent și cu o cultură generală corespunzătoare. A făcut greșeli după greșeli pe care le-a plătit însă cu ani grei de închisoare. Prietena ta o aveai și în momentul în care ai intrat la închisoare? Da. Ea ce a spus? Ce să spună? Și a fost puțin uimită, dar știa că sunt într-un anturaj mai negativ, dar nu știu, a fost alături de mine și mulțumesc pe această cale că a fost alături de mine și m-a susținut și a avut încredere în mine. Cum rezistă o astfel de relație la închisoare? Păi rezistă. Scrisori, vizite. Se poate și cu vizite intimă. Trece. Mai greu a fost la început că am fost la regim închis, am avut vizite la masă, după aceea am urcat la sistemul semideschis, pe urmă la deschis și vizită la masă, am mai fost în permisie acasă, am fost de 3 ori acasă, învoit. Cum a fost prima permisie acasă? Nu știu, m-am simțit ca nou născut. Pur și simplu, când am intrat în cartier acolo și am văzut că... Deci nu venea să crede. În mintea mea eu mă gândeam că sunt un deținut și, nu știu, începusem să mă gândesc că... Când mergeam, nu-mi venea să cred că sunt pe stradă și că pot să intru într-un magazin să-mi cumpăr ceva, să... Stau cu banii mei, cu telefonul, cu lucrurile simple care unii oameni le cred simple, dar mie mi-era dor de să merg pe stradă, să, nu știu, mai multe lucruri. De ce ți-e cel mai tare dor de afară? De pur și simplu de libertate. Mi-e dor să stau afară, să pot să mă plimb, să merg, asta de reținească, nu pot să merg unde vreau, când vreau. Deci oriunde și când merg la telefon și când merg undeva trebuie să cer voie, trebuie să... Asta mi-e... Să merg, să am libertatea, să fiu liber. Asta mi-e dor. Tu ai fost închis numai aici? Am fost pe mai multe penitenciare. Pe unde ai mai fost? Am fost Aiud, Târgu Mureș, Codlea, Mircea Ciuc, Jilava, Rahova. Mai multe penitenciare. Și unde ți-a fost cel mai greu? Păi pot să spun că cel mai greu aici mi-a fost pentru că
sunt la sfârșit de pedeapsă, mai am 20 de zile și intru în comisie și trece timpul mult mai greu. În rest, nu mi-a fost greu pe nicăieri. Deci nu mi-a fost rău grele condițiile sau să mă adaptez cu oamenii. Cu... Aici mi-a fost mai greu pentru că mă apropii de sfârșit și e din ce în ce mai greu, trece foarte greu. Întâlnirea cu închisoarea l-a făcut să-și analizeze viața cu pertinență. S-a adaptat cu greutate lumii condamnaților. A înțeles că trebuie să se integreze acestei societăți, fără să aibă obiecții. Nu a respectat însă de fiecare dată regulile. Seară de seară și-a promis că va rezista anii de condamnare. Nu va uita vreodată ziua în care a devenit condamnat și nici lupta pe care a dus-o cu lipsa drogurilor. Cum îți vezi viața de după închisoare? Păi, în primul rând, nu știu cum să vă spun. Vreau să merg afară, deci eu mi-am făcut anumite chestii în cap, dar cred că când voi ieși afară se va schimba. Nu știu, vreau să văd cum interacționez cu oamenii, cum mă privesc, cum... și după aia să-mi fac așa o părere. Dar crezi că vei avea probleme prin prisma faptului că ai făcut închisoare? Păi, nu cred că voi avea probleme, dar o să fiu privit un pic de mai rău de unii oameni, dar nu-i problemă, o să trec peste. Când ai fost în permisii, cum ai fost privit? Bă, spre surprinderea mea, chiar bine. Pentru că vecinii m-au întâmpinat bine, am văzut că am venit acasă, au crezut că m-am eliberat. Deci nu mi-au spus, nu mi-au reproșat nici un lucru, dar mi-au zâmbit și asta m-a făcut să mă simt bine. Și... deci nu s-au uitat la mine ca și cum sunt deținut sau... pur și simplu ca un vecin, ca un băiat care a fost plecat și m-a întors de undeva. De... nu că am fost în penitenciar. Când îți vei face o familie, s-ar putea să ai copii, te le vei spune că ai făcut închisoare? Da. O să le spun să știe prin ce am trecut și să nu facă ce am făcut eu, greșelile. Și o să le explic chiar perioada de vârstă, pentru că am avut asta, perioada asta, vârsta asta în care am făcut toate faptele și sper să nu le facă și la rândul lor. Dacă ar fi să dai niște sfaturi unor tineri, ce le-ai spune? Nu știu, să asculte de părinți și să nu mai aibă încredere în prieteni așa mare, 100%, cum am avut eu. Pentru că am venit la un penitenciar și prietenii care spuneau că își dau viața pentru mine nu îmi trimit o scrisoare și nu mă ajută cu nimic, nici măcar o poză. Și mi-am dat seama că aici, când intri aici, pierzi totul, numai familia ți-e aproape și iubita sau soția sau... depinde, în unele cazuri. Nimeni din anturajul tău de afară n-a mai păstrat legătura cu tine? Ți-au întors tot spatele? Majoritatea, da, mi-au întors spatele. Nu pot spune. Am colaborat la început puțin, când am fost primele luni arestat, după aceea s-a rupt legătura. Din grupul tău de prieteni doar tu ai fost arestat? Nu, mai am avut doi tovarăși de faptă, doi prieteni. Ei s-au eliberat unul anul ăsta, unul anul trecut și unul în 2013. Și văd că și ei mi-au întors spatele. Nu am primit o scrisoare măcar. Am vorbit cu ei, dar n-au venit la mine și nu m-au căutat. Ce reprezintă prietenia pentru tine? Pe acum, ce să mai reprezinte? Înainte, pentru mine, prietenia și tovărășia și reprezenta totul, pentru că făceam pentru un prieten orice. În orice probleme îl ajutam și ne ajutam reciproc, dar văd că acum s-au schimbat lucrurile, nu știu. Tinerii care sunt atrași de această lume de deșertăciune a drogurilor au un exemplu în povestea lui Andrei. El descrie lumea în care a intrat la 15 ani cu imparțialitate. Spune că nu este nimic spectaculos. Cine dorește să intre în ea nu se alege cu nimic. Trebuie ascultat. Descrie o lume despre care mulți tineri cred că este minunată. Cred că odată ajunși în interiorul ei, au totul la picioare. Nu este însă așa. Lumea drogurilor și a ilegalităților este una plină de minciuni și de amăgiri ieftine. Ai senzația că lumea îți stă la picioare, dar nu este așa. Andrei face parte din rândul celor, dacă putem spune așa, fericiți. El nu a devenit dependent de narcotice. Dacă nu ar fi fost închis, ar fi continuat să se drogheze liniștit, fără să-și pună vreo întrebare. Aici, în închisoare, există prietenie? Nu cred. Prietenie poate de fațadă așa, dar
Fiecare are un interes. Cum au trecut anii ăștia de închisoare? Dacă stau așa să mă gândesc, nu vine să cred cum au trecut, că au trecut 4 ani și 5 luni, 6 luni imediat. Au trecut foarte repede. Dacă mă uit așa în urmă și mă gândesc și mă uit la mine și mă uit în oglindă, îmi dau seama că m-am schimbat și că a trecut ceva timp. Ce să spun? Ce deținuți ai cunoscut tu de-a lungul timpului? Am cunoscut tot felul de deținuți. Pe Cioacă l-ai cunoscut aici? Da. Cum e? Cum să fie? Am fost la o activitate cu dânsul. Nu am interacționat, nu am vorbit, să spun așa, cu el personal mare lucru, dar nu știu, mi se pare un om cum se cade. Nici o problemă. Tu ai fost întrebat când ai venit aici ce ai făcut? Da. Și l-ai povestit? Da, sigur că am povestit și n-am avut treabă. Deci nu sunt, când intri aici, nu povești că după fapt. Aici trebuie să, persoana ta, tu trebuie să dovedești aici, nu ce ai făcut. Că mulți oameni ajung și din prostie aici, din ghinion, din... Am cunoscut băieți care au dat o palmă și un pumn și a murit omul după un an și au venit la penitenciar. Au venit la pușcărie. Și alții consideră criminal sau... Dar de fapt ei n-au avut nicio treabă. În închisoare, Andrei a devenit un alt om. Nu mai are nicio legătură cu rebelul de altă dată. Durerea și frustrarea lumii condamnaților l-au făcut, peste noapte, un responsabil. Și-a analizat greșelile și și-a planificat viitorul. A înțeles adevărata valoare a prieteniei. A înțeles că el, brașoveanul fără de frică, nu a avut niciodată prieteni. Are 22 de ani și visează cu ochii deschiși la viața de după închisoare. A rezistat în temniță aproape 5 ani datorită familiei și iubitei sale. Ce reprezintă iubirea pentru tine? O iubirea? Nu știu, m-a făcut să trec peste multe greutăți. Și reprezintă ceva pentru mine foarte important. Nu știu, dacă n-aveam pe iubita mea să mă susțină și să-mi ofere iubire și afecțiune și să văd că ține la mine și că se luptă cineva pentru mine, mă refer o fată în afară de familie, cu toate că știe ce am făcut și că am ajuns aici, m-a făcut să trec peste toate astea mai ușor, peste toate lucrurile astea, greutățile. Tu ai fi susținut-o dacă ar fi ajuns la închisoare? Nu știu ce să spun. Nu vreau să mă pun în situația asta, dar nu știu, nu știu. Probabil că da, probabil că nu. Depinde. Dacă nu cunoșteam viața de aici, cred că nu, sincer să vă spun. Dacă nu știam ce e în penitenciar. Depinde de fată, de... Cum trec sărbătorile la închisoare? Fii, cum să treacă? Trec greu și... Sper să merg și eu acasă anul ăsta să fac și eu sărbătorile după 5 ani acasă. Care e primul lucru pe care îl vei face când te vei elibera? Nu știu, vreau să stau împreună cu familia mea la masă, să mâncăm împreună și să vorbim, să discutăm lucrurile simple. Să... Pur și simplu vreau să stau acasă și să mă văd lângă familia mea și să fie bine, să nu mai fiu reținut de nimeni și să am libertatea care mi-o doresc. Dacă te aduce viața înapoi aici? Sper să nu mă mai aducă, dar asta este. Ce să fac? Trecem peste. Deci nu pot să zic că... Asta e, trebuie să trec peste, dar sper să nu și îmi propun să fac lucruri bune și să nu mai ajung aici, să nu mai intru în anturaje care mă pot aduce aici. Când ai fost în permisie acasă, te-au întrebat cum era închisoare? Da. Asta le-ai ce le-ai povestit despre închisoare? Ce să le povestesc? E bine să vină și ei. Pur și simplu, le-am povestit viața de aici și am bătut unele apropo că am nevoie de sprijin, așa, nu material, de prietenie, de să vorbesc cu cineva, dar
Unii nu și-au dat seama și asta e. Pare un bărbat arogant la prima vedere, dar nu este așa. Închisoarea l-a transformat într-un tânăr matur și responsabil, un om care își așteaptă libertatea cu mare nerăbdare și a propus să demonstreze oricui că a reușit să uite de viața de dinainte de pușcărie. Ce reprezintă închisoarea pentru tine? Păi, acum, nu știu, un loc care m-a învățat să trec peste unele, să mă întăresc, nu știu, acum reprezintă, pot să zic că aici am învățat ceva, dar pot să zic că nici nu e bine că am venit aici. Care a fost cea mai dură lecție pe care ai primit-o tu aici? Nu am primit lecții dure, atâta lecția, deci asta mă... Pur și simplu că nu am libertatea să fac ce vreau. Asta e singura chestie care m-a deranjat și nu am putut să mă integrez cu asta. Că trebuie să cer voie la toate chestiile care le fac și tot. În rest, nu am avut mari greutăți să trec peste... Cei de afară ce ar trebui să știe despre închisoare? Ce să știe? Să știe că e o închisoare. Că e rău. Cu toate că poate condițiile sunt bune sau te integrezi cu oamenii, dar este închisoare, este, ești închis, ești departe de familie, departe de cei dragi. Asta e cel mai important. Un mesaj pentru cei de afară? Să fie cu mine, să nu facă prostii. Și pentru iubita ta? O iubesc foarte mult și să aibă încredere în mine. Acest tânăr este coleg de închisoare cu Andrei. A ajuns în pușcărie după ce, împreună cu un prieten, a jefuit mai multe benzinării și magazine în Cehia. O perioadă plină de nebunie și inconștiență. Ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns aici? Din prostie, pot spune. Din prostie. M-am anturat greșit, cu persoane nepotrivite. Am săvârșit tâlhării. Pentru care am ajuns la închisoare. Cum ai fost tu arestat? M-am înturat cu încă un român din Târgoviște, în Republica Cehă, unde și lucram, m-am dus la aceeași firmă. Am rămas fără bani într-o zi și am mers și am tâlhărit o benzinărie. Am făcut bani ușor, am mai tâlhărit una și încă una și așa am ajuns la închisoare. Cum ai ajuns tu în Cehia? Tatăl meu lucra acolo împreună cu fratele meu, care ulterior s-a căsătorit, are o familie întemeiată acolo. Și am mers să lucrez la ei acolo. Nu ți-a fost frică să comiți acele tâlhării? Nu știu, sub influența băuturilor alcoolice am prins puțin curaj și... Am făcut ce am făcut și... Când s-au întâmplat aceste tâlhări? În ce an? În anul 2010. Și ți-aduci aminte câte ai făcut? Mi-aduc. Câte? Dar nu vreau să vorbesc despre asta. E un lucru care... Nu vreau să mi-aduc aminte. Cum arată o închisoare în Cehia? Bănuiesc că ai fost închis și acolo și cum e cea de la noi? Condiții de detenție, pot spune, igienă și sunt mai bune ca la noi în România. Sunt mai bune, dar atitudinea, comportamentul oamenilor de acolo e mai rece. Fiind străin, zice, toți îi zdrăbășează, ai venit la noi să fure, ai venit să faci. Și acum ce crezi? Și au un comportament urât, inuman. Tu ți-ai imaginat vreodată că vei ajunge la închisoare? În timp ce făceai acele tâlhării, te-ai gândit vreodată că s-ar putea să fii prins și să ajungi la închisoare? În momentele acelea, nu. Mă credeam tot puternic și prea deștept să ajung la închisoare, dar m-am înșelat.
Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Foarte dură. Povestește-mi și mie prima zi, ți-o aduce aminte? Foarte greu. Prima zi m-au arestat polițai de acolo, am mers pe un arest unde era un pat de beton cu o simplă saltea de burete și o pătură de lână așa avea. Lângă mine era un drogat care avea crize și urla și tot felul, bubea în pereți și nu știam ce se întâmplă mâine, chiar cu mine a fost un șoc. După care am mers în fața instanței, mi-au dat că mă vor cerceta în stare de arest preventiv și am mers la închisoare. La închisoare, într-o cameră de 3 pe 1 jumătate, așa. Ce pot spune? Mi-au dat niște haine galbene. De acolo... Dar cum ai fost tu primit acolo în închisoare? Dur. Dur. Comportamentul gardienului era altfel față de România. În ce sens dur? Adică ai fost bătut, jignit? Da, jignit. Jignit. Adică, ce ți-a adică, nenorocitul, ai venit aici să furi, ce? Treci, dezbracă-te, să te controlăm. Ești bolnav, ai vreo boală, ceva. Îmbracă hainele astea murdare de aici. Ce lume ai găsit acolo la închisoare și ce lume ai găsit aici, în România? La noi, România, na. Suntem ca în România, sunt român. Am greșit, m-am integrat foarte repede printre noștri aici, dar acolo e altfel. Acolo eram puțin marginalizați așa. Străinii trebuia să fim noi străinii, să stăm grămadă. Țineam tot timpul unul cu altul, că era rus, că era român, că era bulgar, nu conta, eram străini și... Marian Mihail Mușat are 27 de ani și nu a realizat nimic până acum. Are o experiență de fost tâlhar. Descrie cu simplitate faptul că a fost un haiduc modern. El a luat de la bogați pentru binele lui. A cunoscut maturitatea peste noapte într-o închisoare din Cehia. Pușcăria a fost pentru el o experiență dură pe care a acceptat-o. A meritat această trecere prin viață. Doar așa a putut să se cunoască cu adevărat. Familia ta cum a reacționat în momentul în care a auzit ce ai făcut? Foarte greu, foarte greu. Nimeni din familia mea nu a mai făcut detenție niciodată, nu a fost arestat, nu a avut probleme cu legea și eu am fost, pot spune, oaia neagră a familiei. Și a fost foarte greu. Nici nu știu cum de-au venit să mă vadă la închisoare, cum de-au găsit puterea. Ți-au reproșat ceva? Nu. Nu mi-au reproșat. Mi-au fost alături. Încă de la început și în continuare sunt alături. Mă susțin. Cum a fost când ai auzit sentința? Nu știu. Nici nu mă pot imagina acum, după 4 ani. Dar mi-aduc aminte că stăteam în fața judecătorului, în picioare, și la un moment dat când mi-a spus prima sentință a fost de 9 ani la închisoare de maximă siguranță, mi s-au muiat picioarele și am căzut jos. Am căzut în fund pe bancă. În momentul în care ai fost prins, te gândeai că gata, o să ajung la închisoare, asta e, sau te-ai gândit că vei scăpa? M-am gândit că o să ajung la închisoare. Mi-am dat seama de gravitatea faptelor pe care le-am făcut, dar era prea târziu și am încercat să mă împac într-un fel cu ideea că voi merge la închisoare. Nu mă gândeam că pe o perioadă așa lungă, dar nu m-am împăcat cu ideea. Câți ani aveai când ai comis tu prima tâlhărie? 22 de ani. Și înainte v-ați pregătit, nu știu, sau pur și simplu v-a venit ideea, intrăm într-o benzinărie, furăm și plecăm. A fost, pot să spun, un moment de disperare prima oară, pentru că am luat salariul de unde lucram și ne-am oprit la o sală de jocuri, eu și cu prietenul meu, acolo am băut cât am băut și am cheltuit absolut toți banii care îi mai aveam. A doua zi trebuia să plătim chirie, trebuia să umplem frigiderul cu mâncare și nu mai aveam niciun leu. Nu am avut decât, cred că 20 de litri de benzină în mașină. Și aveam un pistol pe care îl foloseam noi la prin Saragaz, un pistol, o machetă de jucărie. Și a venit ideea. Cu pistolul ăla de jucărie ați făcut voi prima tâlhărie? Da. Și ați intrat cu mascați, nemascați?
cu niște șarfe pe care le purtam. Niște șarfe, da, ne-am pus peste față. Și... Marian este un bărbat care a deprins bucuria vieții din propria greșeală. Își dorește ca mulți tineri să ia ca atare povestea lui și ar dori ca cei care cred că banii și distracția sunt totul în viață să conștientizeze fapta sa. Este singurul din familia sa care a ajuns să facă pușcărie. Îi este rușine de acest lucru. Familia ta nu a știut absolut nimic până în momentul în care ai fost arestat? Nu, nu știu nimic. Tu ce pregătire ai? Sunt calificat mecanic auto. Ți-aduci aminte când erai în școală ce visai tu să faci în viață? Nu aveam foarte mari vise, visam să lucrez într-un serviciu. Și acolo, în Republica Cehă, lucram la o firmă unde se făceau tobe de eșapament. Și câștigai bine? Da. Da. Peste 1000 de euro. Ai cerut tu să fii transferat în România într-o închisoare sau te-au trimis cei din Cehia? Prima oară, după ce am fost condamnat și am fost trimis în închisoare, nu am vrut eu, dar a venit de acolo asistentul social și mi-a spus că trebuie să fac neapărat pregătirile pentru transferul meu în România, că am pedeapsă foarte mare și statul ceh nu stă să mă țină pe mine pe mâncare acolo. Și ei au făcut hârtiile, le-am semnat că am luat la cunoștință și ulterior mi-au venit după vreun an de zile din România și am fost de acord. Am fost de acord să fiu transferat, pentru că acolo aș fi săvârșit 8 ani cap-coadă. Nu aveam șanse să mă eliberez condiționat. Și în România pot executa 2-3 din pedeapsă. Cum a trecut primul an de închisoare acolo? Foarte greu. Am făcut pe arest preventiv și a fost foarte greu. De ce spui asta? În ce sens a costat aceste... Pentru că eram tot timpul, eram cu 2-3 în cameră, majoritatea străini, majoritatea vietnamezi care nu știau să vorbească. Nu aveai cu cine să vorbești, nu aveai cum să te adresezi, pentru că el știa doar limba lui. Erau foarte mulți arestați pentru droguri acolo și nu aveai cu cine vorbi. Veneau părinții din două în două săptămâni, atât la telefon, 10 minute pe săptămână și scrisori. Scriam foarte mult. Întâlnirea cu închisoarea românească cum a fost? Foarte dură, pot spune. De acolo am venit dintr-o cameră unde stăteam singur, pe arest la București, unde am dormit pe o saltea, pe jos, două zile, pentru că era supraaglomerat. La toaletă îți făceai nevoile, trebuia să pui apă într-un legheam cu dușul, că nu exista bazin pentru toaletă. În ce arest se întâmplau lucrurile astea? Acum 2 ani. Nu, dar în ce arest? La București sau pe la Pitești? Pe secția 15, pe secția 15. Pe arestul secției a 15 din București. Și când ai intrat în închisoare, propriu-zis, cum a fost? Puțin mai bine. Condiții cât de cât umane. Care a fost prima închisoare în care ai fost în... Mi-am fost transferat aici, la Colibaș. Ai fost direct aici? Da. Și aici ce lume ai găsit la închisoare? Am găsit și cunoscuți și persoane rele care au un mod de pușcărie, care au altă mentalitate și văd altfel lucrurile. Ce cunoscuți ai întâlnit aici? Persoane care nu mă gândeam niciodată că o să ajungă la pușcărie. Cunoștinții, colegi de școală, vecini de la bloc. Marian este tânărul pe care dorința de a se îmbogăți peste noapte l-a adus în temniță. Visa, când era elev, să devină mecanic auto. Încă mai speră că într-o zi își va îndeplini visul. Este încarcerat de mai bine de 4 ani. A învățat în închisoare că ignoranța și delăsarea te pot arunca într-o lume tristă. Una a disperării și a nepăsării. De fiecare depinde ca drumul prin viață să ocolească această comunitate a răutății care poartă numele închisoare. Cei din oraș de la tine știu unde ești? Știu că ești închis? Da. Acum știu. E o rușine să faci închisoare? Pentru cei care nu au avut niciodată de-a face cu închisoarea, da, e o rușine, dar și în momentul de față eu mă rușinez pentru ceea ce am făcut și mi-este rușine, dar am încercat să găsesc puterea necesară să trec și peste asta și să reiau viața de la cap, să iau viața, să mă reintegrez în societate. Cum îți vezi tu viața de după închisoare?
cum o văd, o viață obișnuită. Crezi că vei avea probleme prin prisma faptului că ai făcut închisoare? Vei fi marginalizat? Vei rămâne în România? Nu voi rămâne în România, în primul rând, pentru că mama mea lucrează de ceva timp în Italia și mă așteaptă multă nerăbdare să merg la dânsa acolo, să stăm împreună, pentru că e și ea singură. Crezi că este prima și ultima venire la închisoare? Da. Ce ar trebui să știe cei de afară despre închisoare? Ce ar trebui să știe? Nu știu dacă ar trebui să știe mult, ar trebui să facă în așa fel să nu ajungă aici. Pentru că nu e un loc tocmai, nu e un lucru tocmai bun să fii privat de libertate. Tu ce faci de dimineață până seara aici? Ce fac? Eu pot spune că sunt mai norocos față de alții, pentru că am un punct de lucru la care merg zi de zi, în afară de duminica, și care îmi petrec majoritatea timpului. După masă merg la cameră, mă uit la televizor, citesc o carte. Care a fost cel mai greu moment al tău de când ai fost închis? Cel mai greu moment? Nu știu, poate primele luni de arest preventiv. E Republica Cehă. De ce ți-e cel mai tare dor de afară? Nu știu, de... Mi-e dor de foarte multe lucruri. Nu pot să mă limitez la... Nu știu, în primul rând, cred că de părinții mei, care au suferit foarte mult că sunt eu aici. De familie. Fratele tău ce a spus? Fratele meu, ce să spună, s-a împăcat cu ideea că sunt la închisoare și... Oricum, fetița lui nu știe unde sunt și vorbim tot timpul la telefon și unghiul în sus, unghiul în jos, că vină la mine, vină la mine. Da. Care este primul lucru pe care îl vei face când vei fi eliberat? Îmi voi renui actele, că mi-au expirat toate, și voi pleca la mama mea în Italia. Ca mai toți deținuții tineri, Marian își face deja planuri de viitor. Crede că și-a învățat lecția și că nu va mai ajunge vreodată în postura de condamnat. Povestește cu o simplitate dureroasă că închisoarea l-a ajutat să se înțeleagă și să se descopere. Dacă nu ar fi ajuns în închisoare, poate că nu ar fi realizat vreodată ce vrea de la viață cu adevărat. Nu te gândești la o viață aici în România? Nu. Nu. Poate după ce va mai trece timp. Tu dacă ar fi să, nu știu, să vorbești cu niște tineri în ziua de astăzi, cu niște liceeni, cu niște studenți, ce le-i spune? Să fie foarte atenți de ceea ce fac și să, nu știu, să nu comită infracțiuni, să nu ia hotărâri, nu știu, la nervi, la... Pentru că aici se ajunge ușor, dar se iese greu. Ce crezi că e cel mai important în viața unui om? Nu știu ce să spun. Pentru tine ce e cel mai important? Momentul de față e mai importantă familia și faptul că pot spune că în penitenciar l-am reîntâlnit pe Dumnezeu. Andrei și Marian, doi tineri păcăliți de mirajul banilor, sunt cea mai bună dovadă a ceea ce reprezintă independența prost înțeleasă. Poveștile lor de viață sunt lecții de existență care nu ar trebui ignorate. Destinul lor îți spune simplu și curat cât de periculoase sunt drogurile, cât de amăgitoare este falsa prietenie. Ce îți dorești tu cel mai mult în momentul de față? Să ies afară, să scap de aici. Câtă bunătate și câtă răutate există aici? În penitenciar? Da. Mai multă răutate decât bunătate. Asta, bineînțeles. Dar sunt și persoane care oferă o...
care sunt mai bune și care sunt mai îngăduitoare și mai înțelegătoare față de altele. Și cum poți face față acestei răutăți? Ignorând-o. Pur și simplu ignorând-o. Te faci că nu vei în seamă nimic. Pe tine te-a impresionat povestea vreunui coleg? Da, m-a impresionat mult. Povestește și mie despre una. Care te-a impresionat cel mai mult? De exemplu, oameni nevinovați care au ajuns la pușcărie din, nu știu, pentru erori judiciare. De exemplu, șoferi de tir care la un control vamal i-a fost descoperit o cantitate de droguri și pentru care au fost condamnați la 10 ani de închisoare. Dă-și mie o definiție a închisorii. O definiție a închisorii? E un loc, un loc dur care nu ar trebui, nu știu, care nu ar trebui vizitat. Și ce reprezintă închisoarea pentru tine în momentul de față? Pentru mine, în momentul de față? Pentru mine închisoarea în momentul de față a reprezentat întâlnirea cu Dumnezeu. Reîntâlnirea cu Dumnezeu, în primul rând. Pentru că cred că dacă nu ajungeam aici, nu știu dacă mai găseam vreodată calea asta. Mă pierdusem de tot. Trăiam cu totul altă lume.